Concursul de admitere în cele 6 instituții de învățământ de nivel post-liceal ale Ministerului Afacerilor Interne s-a desfășurat în 2 etape. Etapa probelor eliminatorii, respectiv contravizita medicală și evaluarea performanței fizice, și etapa de evaluare a cunoștințelor, ce a constat într-un test grilă cu subiecte de limba română și o limbă străină la alegere, engleză sau franceză. În cadrul școlilor de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina și Septimiu Mureșan Cluj-Napoca, specializarea ordine și siguranță publică, vor fi pregătiți 927 de elevi, respectiv 693 băieți și 234 de fete. În premieră la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu de la Boldești, pentru specializarea pompieri au avut ocazia să concureze și fete. Astfel, toate probele de concurs au fost trecute cu brio de 5 fete și 295 de băieți. Pentru cele 150 de locuri scoase la concurs de școala de pregătire a agenților poliției de frontieră Avram Iancu de la Oradea, au fost declarați admiși 127 de băieți și 23 de fete. De asemenea, 327 de băieți și 33 de fete încep de astăzi cursurile la cele două școli militare de subofițeri de jandarmi, Grigore Alexandru Ghica, Drăgășani și Petru Rareș de la Fălticeni.